Creștenii au tot mai puțină încredere în Claus Iohannis și Nicolae Ciucă. Modul în care au condus țara i-au adus pe premier și pe șeful statului la un nivel extrem de mic de încredere. Potrivit unui sondaj de opinie realizat în capitală, Claus Iohannis nu se bucură mai deloc de încredere. După ce a stat 8 ani în fotoliul de la Cotroceni, șeful statului și-a pierdut simpatizanții. Astfel, 78% dintre bucureșteni au foarte puțină sau deloc încredere că Iohannis ar mai putea face ceva bun pentru România și doar 22% mai cred că Iohannis e un președinte bun. La rândul său, doar după un an de guvernare, Nicolae Ciucă nu a reușit să-i convingă pe bucureșteni că poate fi un premier bun. Deși capitala a fost văzută an la rând ca un fief al PNL-ului, a reușit să erodeze toată în încrederea. Potrivit sondajului, premierul are cam aceleași procente ca și Claus Iohannis. 22% dintre locuitorii capitalei au încredere în Nicolae Ciucă, în timp ce 71% nu au decât foarte puțină încredere sau deloc. Surpriza mare este că 5% dintre cei intervievați susțin că nici nu au auzit de Nicolae Ciucă. Și aflat de mână cu Iohannis și Ciucă în ultimul an, liderul PSD Marcel Ciolacu are și el de pierdut în fața bucureștenilor. Ciolacu are cifre similare cu cele ale lui Nicolae Ciucă și se bucură tot de încrederea a 22% dintre locuitorii capitalei, iar 71% declară că nu au încredere în liderul PSD. Procentele de încredere de care se bucură cei de la putere ar putea părea o veste bună pentru opoziție, însă nici liderii acesteia nu au mare trecere în fața bucureștenilor. Astfel, liderul USR Cătălin Drulă are de partea lui abia 15% dintre bucureșteni, în timp ce alți 58% spun că nu au încredere în șeful useriștilor, iar 24% declară că nu au auzit de el, iar George Simion stă la fel de prost. Liderul Aur se bucură de încredere a doar 18% dintre locuitorii capitale, în timp ce 72% spun că nu au încredere în Simion. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2500 de persoane în perioada 25 august-15 septembrie, prin telefon sau online, având o marjă de eroare de plus-minus 1,9%.